Suntem la Societatea Comercială Apaserv Târgu Neamț și stăm de vorbă cu doamna Veronica Petrescu, șef serviciu comercial Zona Nord. Spuneți-ne, doamna Petrescu, cetățenii orașului Târgu Neamț sunt la zi cu plata facturilor la societatea dumneavoastră? Aș putea spune că nici orașul Târgu Neamț, nici micul nostru oraș nu face rabat de la celelalte orașe la care există un segment de utilizatori la care nu respect cele 45 de zile ca și dată de achitare a facturii. Fiecare cetățean trebuie să știe că atâta timp cât un serviciu este furnizat, trebuie plătit conform legii în 45 de zile achitată factura, începând cu a 46-a zi, curg penalități. Cât este metrul cub de apă și canalizare al societății dumneavoastră? Da, începând cu data de 6 septembrie 2012, metru cub de apă este 3,14 fără TVA, iar metru cub de canal 2,69 fără TVA. Care este relația dintre societatea dumneavoastră și clientul în general? Relația dintre societate și client? Aș putea spune că, așa, din punct de vedere al nostru, al operatorului, ne-am dorit o relație cât mai bună cu utilizatorul nostru. Și în acest sens facem pași, poate micuți pentru dumnealor, dar cu pași mici zicem noi că se construiește o relație solidă. Încercăm să venim în întâmpinarea dumnealor cu orice fel de solicitări au, fie de eșalonări la plată, suntem înțelegători la capitolul ăsta, fie atunci când au avarii pe rețeaua interioară. Deci, în general, noi încercăm să răspundem la toate solicitările dumnealor. Bine, există și un segment de utilizator care sunt reticenți față de furnizorii de utilități. Cu pași mici sperăm noi că vom crea o relație foarte bună și cu dumnealor. Dar așa, pe ansamblu, eu aș spune că utilizatorii orașului nostru cred că au venit la noi la compartimentul relației cu clienți și implicit la noi la zonă și au găsit înțelegere pentru toate problemele dumnealor. Iată că suntem în preajma sărbătorilor pascale. Ce mesaj transmiteți cetățenilor din orașul Târgu Neamț? Da, le transmitem în primul rând ca acest Paști, cu bune, cu rele, cu mult, cu puțin, să vină în casele dumnealor cu sănătate în primul rând, cu putere de muncă. Dacă avem putere de muncă, înseamnă că vom putea achita ulterior și facturile noastre. Deci le doresc multă sănătate, putere, și să le dea Dumnezeu numai bucurii de la copii și de la toți cei dragi sufletelor dumnealor. Noi vă mulțumim pentru timpul acordat, vă urăm succes în activitatea care o desfășurați dumneavoastră la această societate și de ce nu ca toți utilizatorii, să le zic așa, să fie mulțumiți de toate serviciile și prestațiile care dumneavoastră vi le puneți la dispoziția cetățeanului. Da, și noi vrem să asigurăm utilizatorii noștri că ne dorim să avem o relație cât mai bună cu dumnealor, de aceea îi invităm să nu ezite în momentul în care depistează o avarie, să o anunțe în timp util pentru a fi remediată, ca pierderea să nu fie de ambele părți, inclusiv orice problemă, găsesc înțelegere la noi, dar bineînțeles trebuie să facă și dumnealor un pas către noi.